Bună dimineața tuturor! Toată lumea atentă? Toată lumea atentă? Atât! Perfect! Mă bucur să fiu astăzi aici. Este prima oară când vorbesc la Iași în fața unui număr de oameni așa mare. Și mă bucur să vorbesc despre una dintre pasiunile mele, mai exact educația. Și nu doar că este o pasiune, este și o meserie pe care o am și veți afla despre aceasta pe parcurs. Ei bine, acum 7 ani, jobul pe care l-am eu acum nici nu exista. Nici jobul pe care l-aveam atunci. Mai exact, eu eram, cum zicea și Călin, crocodilul de marketing la Trilulilu. Vreau să știu câtă lume a intrat pe Trilulilu sau cel puțin a aflat de Trilulilu. Perfect. În 2009, când eu făceam marketing la Trilulilu, era site-ul numărul 1 din România, cel mai vizitat. Atunci companiile nici nu se gândeau că vor avea nevoie de marketing online. Nici nu aveau treabă cu asta. Poate se gândeau, nici nu am nevoie de un website. Eu fac vânzări, am recomandări, la ce nevoie de marketing online? De aceea nici nu exista funcția de specialist de marketing online. Însă lucrurile s-au schimbat. La fel cum s-a schimbat pentru piața de marketing, s-a schimbat și pentru piața de IT. Universitățile nu mai fac față cu numărul de persoane pe care îl pregătesc pentru piața de muncă care are nevoie de mai mulți specialiști. Dacă veți căuta universități care să predea marketing online, veți vedea doar aici colo un curs răzleț de digital marketing, ceea ce este în acest moment o competență foarte, foarte importantă pentru specialiștii de marketing. Ei bine, cine are nevoie de marketing online? Vreau să știu care din sală, și n-am să zic cine are nevoie, cine nu are nevoie. Cine consideră că nu are nevoie de marketing online în business în momentul ăsta? Exact. Nici o mână ridicată. Cu toții avem nevoie de marketing online. Și această schimbare s-a întâmplat în momentul când Facebook a crescut foarte mult în România. Și ar trebui să fim recunoscători pentru acest lucru. Pentru că atunci ne-a dat posibilitatea să vedem rezultatele prin like-uri, share-uri, comment-uri pentru lucrurile pe care le făceam pentru business-urile noastre pe acea rețea socială. Însă, de atunci, am descoperit că marketing online este mult mai mult decât o pagină de Facebook. Avem și publicitate în Google, avem și publicitate pe YouTube și avem multe alte rețele sociale și newslettere, articole de blog, reviste online și alte materiale educaționale pe care le folosim pentru a ne dezvolta business-ul. Și asta înseamnă să administrăm marketingul online. Iar lucrurile s-au schimbat și suntem conștienți de lucrul ăsta, iar facultățile nu fac față. Iar eu am să vă spun cum a ajutat pe mine tehnologia să învăț și să dau învățarea mai departe. Ce a fost educația înainte și ce este acum? Înainte de era digitală, educația presupunea o librărie, o universitate, o școală și probabil, cu siguranță de fapt, informația era scumpă. Era greu de accesat, trebuia să ai un abonament, să plătești foarte mult pentru școli înalte și așa mai departe. În schimb, acum, cu era digitală, chiar am văzut mai devreme un instrument ridicat sus și aș vrea să știu cine are un smartphone la el. Evident, toată lumea. Acum avem librăriile direct în buzunarul nostru, oriunde, oricând. Avem profesorii de business cu noi, oriunde, oricând. Avem Business Days și revista Business Days, oriunde, oricând, la noi în buzunar. Asta înseamnă accesul la educație. Acum avem mai mult acces la educație ca oricând. De asemenea, educația este gratis sau aproape gratis și foarte accesibilă din punct de vedere al prețului. Însă, provocările care sunt în acest moment, datorită tehnologiei și datorită fluxului mare de informație pe care le avem, sunt calitatea, rezultatele și concentrarea. Foarte pe scurt, calitatea, foarte mult conținut, nu știm ce să mai alegem. Pentru că este mult și nu este cineva să ne arate care este drumul potrivit. Iar concentrarea, pentru că avem o atenție foarte distrasă de Facebook, de prietenii noștri care comunică online și așa mai departe, nu ne mai putem concentra să învățăm ceva online. Iar acestea sunt problemele cu care ne zbatem în acest moment pe parte de educație datorită tehnologiei. Însă sunt probleme mult mai mici decât ce aveam înainte când nu aveam acces la informație și era scumpă. Ok, cum am petrecut eu anii trecuți prin educație? În 2009 am ținut prima prezentare de publicitate online și atunci mi-am dat seama că am o menire să promovez acest lucru în mediul de business pentru a schimba mediul de business local. Atunci mi-am dat seama că îmi place și că vreau să fac asta toată viața.
Mai apoi, în 2011, am fost la primul Business Days și de atunci suntem colaboratori. De atunci țin prezentări la Business Days despre marketing online pentru antreprenori și specialiști în business, cum sunteți voi. Și acesta este un pas înainte spre dezvoltarea mediului de business. Mai apoi, în 2012, mi-am dezvoltat propriul workshop de marketing online. În 2014, m-am alăturat agenției de marketing Lupa, unde sunt digital director în acest moment și lucrez cu companii locale și internaționale pentru marketing online. Iar în 2016, am dezvoltat primul curs de marketing online, online, adică puteți să-l accesați oriunde, oricând. Acest curs este onlinemastery.ro, puteți să intrați și să-l găsiți, iar acolo am pus toate cunoștințele din ultimii 7-8 ani pe internet. Nu vreau să fac reclamă, ci vreau să vă spun, prin faptul că eu am tehnologie în acest moment, înainte eram limitat la câte persoane pot să ajung cu informația, pe câte persoane le pot pregăti în marketing online, cât de mult pot să schimb mediul de business. Însă acum, datorită tehnologiei și datorită platformelor online, am acces nelimitat la un infinit de oameni care pot să parcurgă cursurile pe care eu le fac. Este de reținut că acest lucru înseamnă scalabilitate. Iar în momentul când facem marketing online sau business online, datorită puterii tehnologiei, putem să educăm și să scalăm informația pe care o oferim pentru a ajunge nu doar la 20 de oameni într-o sală, ci la 20 de milioane în toată România. În concluzie, vreau să vă spun că, și îmi place foarte mult acest slogan, cheia este la voi. Acum când avem acces la informație, care este foarte accesibilă și la îndemâna oricui, pe smartphone, pe PC, oriunde, oricând, cheia este la voi. Doar trebuie să vă puneți obiective de învățare, să găsiți acele cursuri care vi se potrivesc cel mai bine și, de ce nu, să testați la Business Day să vedeți care speakers sunt cei mai potriviți pentru interesele dumneavoastră. Puneți-vă obiective, iar mai apoi căutați calitate, pentru că aceasta este provocarea cea mai mare. Găsirea calității și a cursurilor care chiar contează. Investiți în Business Days, investiți în voi și urmăriți cursurile online. Vă mulțumesc!